Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Sunt Alexandru Nicolici și vă invit la o nouă emisiune Între spațiu și timp. Pentru această seară vom aborda un subiect de actualitate. Nu am mai făcut de mult acest lucru, așa încât sper că va fi în sentimentul nostru și că vă veți bucura, pentru că vom încerca să lămurim câteva din evenimentele pe care le trăim și din care mulți ar vrea să înțeleagă ce se întâmplă. Deci, ianuarie. La începutul ianuarie spuneam despre anul 2016 că va fi un an plin de evenimente, că vom avea o lungă vară fierbinte, plină de multe, multe, multe lucruri nu tocmai plăcute. Și iată că acestea se întâmplă. Aș fi vrut să nu se întâmple, m-aș fi bucurat mult mai mult. Dar pentru că aceste lucruri se produc, ar fi normal să ne întrebăm de ce. Ce se întâmplă cu viața noastră? În ce etapă de evoluție ne aflăm? Ce ar trebui să schimbăm în viața noastră ca să nu se mai producă asemenea evenimente? Gândiți-vă că povestea începe undeva în vara anului 2015, în momentul în care se pune pentru prima dată o nouă problemă pe eșichierul, cel puțin european, și anume apare o criză, nici nu știu dacă aș putea să o numesc criză, un fel de exod al unei largi mase de populație dinspre zona Asia Mică spre Europa. E vorba de așa numită criza refugiaților. Ce s-a întâmplat de fapt atunci? Era firesc ca în culisele, ca și consecința a războiului economico-spiritual sau spiritual-economic, cum vreți să-l numim, care se poartă de mulți ani de zile, să se producă și efecte secundare. Întotdeauna când o zonă de conflict devine insuportabilă, populația se retrage din acea zonă. Am pomenit un termen, războiul spiritual-economic. Bineînțeles că sună ciudat. E groaznic să pronunț un asemenea termen, dar credeți-mă că e cel mai elocvent pe care l-am putut găsi. La ce se referă asta? La faptul că totul, la ora actuală, pentru majoritatea celor 7 miliarde de oameni, totul se raportează la valorile materiale. Și automat, valorile materiale sunt valorile supreme pentru foarte mulți dintre cei 7 miliarde care trăiesc la ora actuală pe planetă. Din păcate, aceste valori materiale sunt împărțite într-un mod extrem de inegal, în sensul că foarte puțini, și mă refer aici la foarte puține persoane, dețin o cantitate uriașă de valori materiale, iar 95, poate 98% din populația planetei suferă din punct de vedere al lipsurilor materiale. Și atunci, cei care au valorile materiale intră în conflict cu cei care nu le au. Care ar fi substitutul pentru care, cu care ar putea fi liniștiți cei care se confruntă cu lipsurile materiale? Substitutul este de natură spirituală. Din categoria divinitatea, indiferent că o numim cum am numit-o, indiferent dacă este vorba de creștini, de musulmani, de budiști, de orice altă religie, divinitatea este cea care ne supune chinurilor materiale ca să ne ajute să evoluăm. Ei, totuși, nu imaginez că divinitatea ne obligă să ne confruntăm cu lipsurile pentru a evolua. Nicăieri, în nicio religie, nu am găsit exprimări de genul chinuie-te și o să evoluezi. Privează-te de și o să evoluezi. Am găsit însă exemplificări frumoase cu caută și vei găsi, cu
bucură-te și vei avea, dăruiește și vei primi înzecit, însutit, mit. Deci ce scrie prin cărțile sacre, indiferent că e vorba de Biblie, Coran sau alte scrieri spirituale, nu seamănă cu realitatea pe care trebuie să o preluăm, pentru că ea ni se servește din partea specialiștilor în diversele domenii spirituale. Și atunci, profitând de faptul că războiul economic, mai exact goana după acapararea resurselor de petrol, a făcut ca zona Orientului apropiat și mijlociu să fie extrem de explozivă, în momentul în care ingerința valorilor materiale exacerbate a vrut să pună sub control tot ceea ce însemna petrol, în acel moment, automat, populația din zonă s-a trezit în mijlocul unui conflict care nu se mai termină. Și vă reamintesc, începuturile conflictului se produc în 1979 cu Afganistanul, care la vremea aceea era invadat de trupe sovietice. Bineînțeles că acel stat încă mai ființează sub o altă denumire, dar nu mai există acea entitate la nivel internațional. Deci ceea ce a început în 1979 și continuă și acum după 36, 38 de ani, este cumplit. Să trăiești timp de aproape două generații într-o zonă de conflict în care se stinge conflictul pe stânga, începe în statul din dreapta și așa mai departe. Toate acestea te dezrădăcinează, te rup de spiritul locului și te fac să fugi oriunde vezi o oportunitate în care să treci liniștit. Iar în acest fel, războiul economic pentru controlul resurselor a interacționat puternic cu spiritul islamic, aș putea să-l numesc, cel prin care imamii, șeicii, ayatollahii, sau cum s-au mai fi numit specialiștii în islamism, au încercat să îl promoveze în așa fel încât populația ori să accepte dominația factorului material și să se supună valorilor occidentale, ori să lupte împotriva lor. În majoritatea cazurilor a fost vorba de luptă. Numai că această luptă între islamismul, care este o religie a păcii ca toate religiile, dar care poate fi utilizată extrem de brutal și violent, așa cum creștinismul, o altă religie a păcii și a iubirii, a fost utilizat ca justificare pentru cele 11 cruciade. Cum adică 11 cruciade? Se poate? Chiar așa? Și ne mai mirăm acum de ce jihadul e în floare. De asta, pentru că e rândul lor. Atunci când a fost rândul creștinilor, și-au făcut de cap. Urmează acum rândul celorlalți. Iar la ora actuală, ceea ce se întâmplă cu noi este o consecință a acestui conflict între dorința de cucerire a valorilor economice maximale și exacerbarea criteriilor spirituale ca și viață evolutivă pe care le presupune în faza actuală islamismul dirijat de actualii lideri spirituali ai islamului. Liderii spirituali ai islamului, aici ar fi multe de discutat, dar nu ei sunt problema. Imaginați-vă că în urmă cu 10, 15, 20 de ani a existat un dictator teribil în Irak, care pentru foarte multă vreme a fost ținta pe care o vânau țările evoluate economic. Acum, n-aș putea să spun că mai există o țintă atât de evidentă cum a fost acel dictator de acum 15-20 de ani. Acum sunt însă mult mai
dispersați. Puterea de influențare a maselor islamiste este împărțită în mai multe zone, iar liderii spirituali sunt mulți. De exemplu, imaginați-vă la ce concluzie au ajuns o parte din liderii spirituali islamici. Avem câteva milioane de oameni, am putea ușor să formăm un stat, de ce să nu-l formăm? Hai să ne facem teritoriu pe care să înființăm statul. Și bineînțeles, ei nefiind atât de diplomați și obișnuiți cu comerțul precum au fost în 1948 reprezentanții viitorului stat Israel, care au avut plăcerea să cumpere pământ ca să-și facă un stat, bineînțeles că liderii spirituali islamiști nu cumpărăm, noi ne luăm dreptul nostru. Și uite așa a apărut acea mișcare de înființare a unui stat islamic. Este o mișcare justificată din punctul lor de vedere, o mișcare care însă va da bătăi de cap multă vreme de aici încolo. Adică ceea ce pentru 2016 a însemnat o premieră, și anume diversificarea pe scară largă a atentatelor, trecând de la atentate organizate de la celule formate din minim 4 oameni care să organizeze ceva, la lupii singuratici care atacă oricând, oriunde și orice, deja asta înseamnă o schimbare extrem de mare în tot ceea ce înseamnă lupta împotriva terorismului. Deci s-a trecut la altă fază, o fază greu controlabilă, pentru că această fază ține cont de individualizarea omului. Ceea ce înainte era posibil să produci lucrând în grup, acum poți să produci de unul singur. Și gândiți-vă la ce a reușit să realizeze un șofer de camion în câteva minute pe coasta de sud a Franței. Da, se poate. Și atunci, ce-i de făcut? Cum am ajuns aici? Păi imaginați-vă că îmi spuneam că totul a început în vara anului trecut, în care oamenii se luptau cu ideea de Grexit. Până la urmă, problema greacă a fost rezolvată, după care a intervenit problema refugiaților. Problema refugiaților este încă de mare viitor. La ora actuală în Europa se află peste 1 milion de refugiați, iar dincolo de malurile Bosforului, în partea asiatică, în Anatolia, se află încă 5-6 milioane de refugiați, care oricând pot primi undă verde pentru a veni în Europa. Oare ce s-ar întâmpla atunci? Bineînțeles, problemele noastre ar crește de 5-6 ori. Bineînțeles că noi nu ne dorim așa ceva, dar de ce s-ar întâmpla așa ceva? Pentru că liderii zonali, cei care dețin cheile, cei care pot deschide porțile, doresc să exploateze această situație în beneficiul lor. Și iar se ajunge la aceleași valori economice în care voi îmi dați pentru ca eu să nu vă creez probleme. Sună extrem de ciudat, ca un fel de presiune între state în care dăm ca să nu creezi probleme. Pe vremuri se chema haraci, peșcheș, tribut la înalta poartă și asemenea. Acum se pare că s-a ajuns la forme mult mai subtile. Lucrurile evoluează. Nu se schimbă în majoritatea cazurilor, doar că se lucrează mult mai finuț, mai discret, dar, în esență, aceeași problemă rămâne valabilă. La ora actuală, problemele cu care ne confruntăm noi, că, până la urmă, pe fiecare îl doare de propria lui piele, sunt cele care vizează siguranța noastră. În România am fost obișnuiți multă vreme că la noi e liniște, la noi e pace, nu se întâmplă lucruri.
De acord, dar românii mai călătoresc prin Europa. Și dacă românii ajung pe unde se întâmplă lucruri neplăcute, și românii devin ținte și victime. Și atunci, ce facem? Păi, trebuie să avem grijă. Ce înseamnă a avea grijă? Înseamnă că fiecare trebuie să se cunoască pe sine suficient de mult încât să știe care este gradul de expunere la evenimente radicale, neplăcute, nedorite, hai să zicem, accidente sau ceva asemănător. Pentru că fiecare ar fi bine să știe dacă este sau nu predispus la așa ceva. Sunt persoane despre care aș putea să spun că dacă în orașul în care ajung ei în excursie, eu știu, se întâmplă să se producă, Doamne ferește, inclusiv un bombardament atomic, persoanele acelea nu vor păți nimic. Sunt persoane despre care, chiar și în condițiile astea, se poate spune și, credeți-mă, știu ce vorbesc, persoanele alea nu vor păți nimic. Sunt alte persoane care orice ar face, oriunde s-ar duce, orice ar încerca, nu vor scăpa de anumite evenimente. Bineînțeles că gravitatea acestor evenimente crește progresiv. Tocmai pentru că toate lucrurile violente cu care ne confruntăm sunt doar atenționări cu intensitate crescută, atenționări prin care să ni se atragă atenția că ceea ce facem nu este tocmai în regulă. Indiferent că e vorba de răul pe care îl facem noi, propriei noastre persoane, sau de consecințele negative ale acțiunilor noastre asupra altor persoane. Așa că puneți-mă întotdeauna întrebarea dacă ar trebui să fac un lucru, asta îmi va aduce o consecință pozitivă? Va dăuna altora? De ce vă spun acest lucru? Pentru că în ultima vreme m-am confruntat des cu întrebarea: dar oare eu pot să mă duc în concediu în străinătate? Oamenii se tem pentru că se produc atentate care n-au nicio logică, totul e scăpat de sub control, nu mai este niciun șablon, niciun tipar. Și e firesc să-ți pui întrebarea: să mă duc acolo? O fi zonă explozivă? Nu o fi? Da, în momentul în care până și Germania, o țară liniștită, așezată, în care totul e aparent în regulă, când și Germania devine ținta unor atentate ale lupilor singuratici, oare ce urmează? Franța și Belgia, am înțeles, au o cotă uriașă de populație arabă, de populație islamistă, dar nu-i problemă că și în Germania există multe milioane de islamiști. Oare ce urmează? Vom vedea. Nu este important unde și ce. Putem să ne așteptăm la producerea de asemenea evenimente neplăcute absolut oriunde în Europa. Absolut oriunde. Tocmai pentru că lucrurile nu mai au nicio logică. În momentul în care oamenii își trăiesc viața fără nicio respectare a niciunei reguli, totul devine vraiște. Iar ceea ce trăim acum este o societate în care orice a devenit posibil, nimic nu mai respectă nicio regulă, iar cei care reușesc să deslușească ceva din ceea ce ni se întâmplă, aceștia chiar sunt niște mari fericiți. Majoritatea oamenilor nu-și dau seama și nici nu vor să accepte ceea ce li se întâmplă în propria lor viață. Și atunci, ce-i de făcut? Gândiți-vă că iarăși în ianuarie spuneam despre implicarea României într-un conflict internațional. În momentul în care pronunț cuvântul conflict internațional, lumea se gândește la război. Numai că războiul la ora actuală nu mai e ce a fost. Vă dați seama, nici războiul nu mai e ce a fost. Războiul la ora actuală e fără granițe, fără tranșee, fără respectarea regulilor.
Este un război nici măcar de gherilă. Este un război urban, în care nu este nici gherilă urbană, ci există lupii singuratici care pot fi oricând vecinul din dreapta sau vecinul din stânga. Și pe care știi că e cu minte, te limitezi la bună ziua, bună ziua, până când auzi că, aoleu, vecinul a pus bomba sau a luat toporul și a ieșit cu el, l-a tăiat altceva decât lemne. Da, și atunci noi ce facem? Păi simplu, fiecare om se află în planul fizic cu o treabă. Atât timp cât nu ți-ai găsit acea treabă, caut-o. Iar în momentul în care tu vei fi în regulă cu ceea ce te-a trimis divinitatea să faci, în momentul respectiv nu o să mai ai probleme nici cu atentatul, nici cu alte lucruri. Imaginați-vă că e dureros să te duci la piață și să constați că la câțiva metri în dreapta aprozarul a sărit în aer. Până și aprozarul? Ce-or fi avut cu aprozarul? Păi era coadă. Coadă însemnând înghesuială de oameni, omorâm mulți odată. De ce oamenii consideră că o metodă de a lupta, de a-și afirma idealurile lor, este să-i arunci pe ei alții în aer? E ciudat, ar nebuni lumea. Din păcate, multă lume a ajuns să gândească în acești termeni. Iar asta e nociv și pentru ei și pentru cei din jurul lor. Iar aceste elemente care definesc un război al tuturor împotriva tuturor, în care ideologia este doar o justificare, în care conceptele sunt folosite doar pentru a ascunde adevăratele scopuri, când goana după valori materiale este, culmea, justificată prin Allah ne-a spus să-i stârpim pe necredincioși și gheauri. Dumnezeule! Așa zicea și prăposatul dictator din Irak, care se credea reîncarnarea lui Saladin și, bineînțeles, Saladin fiind cel care a repurtat întotdeauna victorii împotriva cruciaților. Așa spera și el, să-i bată pe necredincioșii gheauri americani. S-a întâmplat invers și a fost și puțin spânzurat. Deci, la ora actuală, fanatismul atinge cote uriașe. Iar în contextul în care oamenii trec dincolo de lupta cu facturile, care pentru foarte mulți oameni, cel puțin în ultimii ani, a reprezentat o veritabilă luptă. Când treci dincolo de lupta pentru a-ți achita facturile, când nu mai ai problema doar a subzistenței, când începi să te temi că ai putea păți ceva, lucrurile chiar se complică. Atât timp cât războiul s-ar fi purtat la nivel economic-financiar, cât creșteau taxele, impozitele, cât ne luptam cu corupția, dar viața nu ne era pusă în pericol de atentate, atât timp a fost bine. La ora actuală însă oamenii încep să se teamă de un posibil atentat. Nu e cazul. Dar aveți grijă când umblați prin Europa că e interesant. Pe teritoriul României nu cred că vor fi. Teritoriul acesta beneficiază de o protecție sporită, atât din partea oamenilor, cât și din partea prietenilor suspuși. Iar problema cea mare este la nivelul fiecăruia dintre noi. În mintea noastră a încolțit pericolul, aoleu, nu cumva pățesc și eu ceva. Mă mai duc cu avionul, cade avionul, pun ăștia bombă în avion. Ăsta este scopul terorismului, să te facă să îți fie teamă, să-ți perturbe viața în asemenea mod încât singura ta grijă să fie cum să mă protejez, să nu pățesc ceva. Bineînțeles că în condițiile unei asemenea vieți de teroare,
lupta pentru plata factorilor devine insignifiantă, lupta cu corupția, ce corupție, stai ușor că ne aruncă ăștia în aer. Iar în toate nebuniile acestea, să mai ai tupeul să deschizi subiectul evoluție spirituală, e de-a dreptul panacronic, parcă ai fi extraterestru vorbind la ONU. Deci, de ce trebuie să treacă sufletele noastre prin aceste experiențe? De ce este nevoie să ne confruntăm cu condiții atât de dure din partea planului fizic? De ce oamenii, semenii noștri, de toate culorile, sunt atât de ciudați și au acțiuni atât de nejustificabile? Despre toate aceste lucruri vom vorbi în cea de-a doua parte a emisiunii, iar deocamdată vom lua o scurtă pauză. Iată-ne din nou împreună la o emisiune despre războiul spiritual, economic. Într-adevăr, denumirea interesantă. Ne confruntăm cu foarte multe evenimente, majoritatea de factură dureroasă, violentă, criminală, lucruri abominabile, pur și simplu. De ce trebuie să treacă sufletele noastre prin asemenea experiențe? La ce ne ajută? Chiar avem nevoie de așa ceva? Se pare că da. Pentru că, pe de o parte, avem de-a face cu suportarea consecințelor acțiunilor noastre, sau mai exact a non-acțiunilor. Atât de multe lucruri au fost lăsate pur și simplu fără nicio intervenție din partea omului, atât de multe lucruri sunt nesoluționate. Atât de multe nevoi ale omului nu sunt satisfăcute, și nu mă refer aici la valori, la nevoile materiale, ci la nevoile sufletești, încât acestea au provocat un dezechilibru uriaș. Începând din 2012-2013 încoace, nevoile sufletești s-au amplificat. Aceste nevoi sufletești sunt cele care sunt exploatate de către promotorii a ceea ce în general se numește jihad sau război sfânt. Iar aceste nevoi spirituale, sufletești, sunt justificate până la un punct prin nevoia de viață sufletească. Oamenii au nevoie să se bucure, au nevoie să trăiască senzații, emoții, au nevoie să se întâlnească cu clipe de fericire. Ce este trist este că această bucurie, această fericire, dacă ți este promisă și tu o vei primi doar în viața de apoi și o vei primi doar cu un sacrificiu, nu numai al tău, dar și cu o crimă comisă împotriva altor semenei tăi, deja aici lucrurile o iau razna. Când îi promiți omului o mulțumire de sine pentru că face ceea ce i-a cerut divinitatea lui, când îi promiți bucuria de a ajunge în rai, mă rog, în raiul islamic, și de a fi recompensat cu cele 99 de fecioare pe care teoretic le primește fiecare șahid, adică, mă rog, sinucigaș. Când îi oferi toate aceste lucruri și îl convingi pe acel om să comită fapte de genul acesta, e grav și este foarte grav. Și sunt extrem de mulți oameni care pur și simplu curăță creierele unora, le văr în cap idei de genul acesta, după care ne trezim că se produce radicalizarea. Dumnezeule, este un termen atât de ciudat, atât de, nici știu cum să-l categorisesc, radicalizare. Deci îmi trăiesc viața ca un om normal, cu responsabilități, cu bune, cu rele, și la un moment dat mă radicalizez și devin luptător pentru ceva. Nimic nu justifică o astfel de atitudine. E cumplit, dar se întâmplă.
Și ce este groaznic este că elementul care alimentează acest bazin de recrutare pentru acest gen de luptători este factorul economic scăzut. Populația cu venituri minime, culmea europeană, care nu are nicio treabă cu islamismul, sunt mii de combatanți în cadrul mișcării care vrea să înființeze un califat, care sunt europeni născuți în Europa. N-au nicio treabă, n-au nicio rădăcină cu lumea islamică. Și se duc, se antrenează și se pregătesc să lupte pentru islam. E de neînțeles. Într-o lume în care nu se mai respectă nimic, când concepția este fiecare pentru el, în momentul în care individualizarea a atins un asemenea grad, încât ne este greu și să ne adunăm doi care să avem același obiectiv și să desfășurăm o activitate în comun, când lipsește acel numitor comun, atunci este foarte ușor ca lucrurile să o ia razna. Ce lipsește de aici? Procesul de individualizare, de dezvoltare al eului personal. În momentul în care Hristos a declanșat acest proces, când fiecare dintre noi a primit un eu ca urmare a sacrificiului lui Hristos, el ne spusese un lucru extrem de simplu. Aveți grijă, poruncă nouă. Iubiți-vă aproapele ca pe voi înșivă. Fără forță de iubire, un eu individualizat, un eu extraordinar de puternic, dar fără forțele de iubire, iubire însemnând dăruire, acel eu o va lua razna și va plezni de orgoliu și va face prostii, unele chiar foarte criminale. Este problema pe care, începând din anul 33, ne paște pe toți această problemă. A dezvoltării forțelor eului propriu, fără ca aceasta să includă și dezvoltarea forțelor de iubire existente în acest eu propriu. Și atunci, cum ne descurcăm în condițiile actualului război spiritual economic? Simplu. În organizarea socială există foarte multe repere. Care sunt reperele pe care niciodată nimeni nu le va putea contesta? Reperele naturale, reperele cosmice, dacă se poate. Dacă eu mă uit în buletin și mă definesc pe mine prin codul numeric personal, ce include acest cod numeric personal? Data mea de naștere. Ce este data mea de naștere? Este un element natural, cosmic, care reprezintă o anumită poziție a planetelor și constelațiilor în secunda în care m-am născut, așa cum se vedeau ele din localitatea unde m-am născut, la ora la care m-am născut. E ceva ce mă definește. Dacă ceea ce mă definește pe mine este seria din buletin XH și mai știu ce alte cifre, atunci am încurcat-o. Când oamenii se definesc pe ei ca fiind un XH00 nu știu cât, nu mai ești om, încep să semene roboțel. Și atunci e o problemă mare. Deci ceea ce trăiesc sufletele noastre este consecința lipsei forțelor de iubire. Și mă gândesc aici în primul rând la faptul că noi nu ne iubim nici măcar pe noi. Că dacă ne-am iubit pe noi, nu ne-am face atât de mult rău singuri. Din categoria, ia previzuiți-vă programul din ultimele 24 de ore și vedeți care din acțiunile pe care le-ați făcut v-au adus ceva bun în viață și care v-au supra-solicitat, ca să nu zic mai mult. Și veți vedea. Suntem în postura în care ne facem atât de mult rău singuri, încât ceilalți chiar, adică dușmanii, nu.
nu mai avem nici timp, nici loc, nici nevoie că reușim să ne facem singuri suficient de mult rău. Și atunci să mai fie teamă de explodează avionul, explodează teroristul lângă mine la piață când cumpăr roșii. Nu, n-are rost. Ce mare problemă au oamenii? O problemă cumplită, teama de moarte. Ce este moartea? Moartea este ieșirea din planul fizic, așa cum nașterea este intrarea în planul fizic. E ca și cum deschizi o ușă. O deschizi și intri când vii și te naști și o închizi la loc când ești de aici și pleci dincolo. Indiferent unde ar fi acest dincolo. Poate nu toți printre partiții în rai, poate nu toți beneficiază de bonusurile, că poate nu toți au făcut ceva în viața lor în așa fel încât să merite acele bonusuri. Și atunci, nevoia de viață sufletească include obligatoriu dezvoltarea de forță de iubire. Dacă eu nu mă iubesc pe mine, oare aș putea să iubesc pe ceilalți? Da, pot să mă declar un mare iubitor de oameni. După care, precum zicea pe vremuri odioasa și sinistra, faptele vorbește. Pot să mă declar orice. Modul cum mă comport, atitudinea pe care o am față de oameni, sunt cele care dovedesc sau contrazic declarațiile pe care le fac. Iar în momentul în care doar declar, atunci n-am rezolvat mare lucru. Iar în momentul în care ne confruntăm cu situații atât de violente, în care bunurile la care noi ținem foarte mult, în speță viața, că toți au o problemă cu Doamne să nu mor. Bineînțeles că acceptăm să ne chinuim o viață întreagă, ne dorim să dureze cât mai mult acea viață, ca să fie chinul cât mai lung, nu vrem să murim. Doamne ferește, nu pledez pentru așa ceva, nu vreau să muriți. Dar m-aș bucura dacă v-ați trăi viețile și v-ar fi bine. Așa cum vă doriți, binele acela propriu. Că nu o să mă apuc eu să definez binele altora. Eu am grijă de binele meu. Pentru că fiecare, datorită individualizării, avem o altă viziune asupra a ceea ce înseamnă bine. Binele meu sigur nu seamănă cu binele altora. Iar teama de moarte e doar o trecere, mergem dincolo, venim înapoi. Imaginați-vă că este exact senzația pe care o ai în momentul în care intri în starea de vis, noaptea dormi, visezi, se întâmplă ceva pe acolo, după care dimineața te trezești. Somnul este numit mica moarte. Nu-i chiar așa de rău, murim în fiecare seară. Mă rog, cei care dorm în fiecare seară sau noapte. Că unii nu reușesc. Deci, viața pe care o trăim, o raportăm la ceea ce reușește nu să aducă în viața noastră, ci ceea ce reușește să amprenteze sufletele noastre. De exemplu, din teama de atentate, cu ce se alege sufletul meu? Cu o teamă. Ce este o teamă? O senzație negativă. Ceva ce distruge forțele sufletului meu. De ce? Pentru că mi-e frică. Frica este paralizantă și destructivă. Frica este lipsă de element spiritual, lipsă de Dumnezeu. De ce ne lasă Dumnezeu să trăim asemenea vremuri violente? De ce permite Dumnezeu atentatele? Pentru că Dumnezeu nu intervine și nu aprobă. Dumnezeu a creat regulile, regulile se manifestă, iar ceea ce ni se întâmplă sunt consecințele acțiunilor noastre, ale noastre și ale celor cărora noi le-am delegat puterea de a lua decizii în numele nostru. Și mă refer aici la minunata democrație participativă în care pentru 35.000 de oameni votează unul singur. Legile și ce mai votează membrii celor două camere ale Parlamentului. Ei sunt cei care decid. Mai nou, avem o subordonare multiplă. Ne subordonăm
organismului interstatal, și anume Consiliului UE. E, avem mulți șefi, probleme multe. Ne-am dorit atât de mult să facem și noi parte din Europa. Și acum ne-am trezit că Europa a devenit un câmp de luptă în care nici nu știi de unde răsare inamicul și unde viața e din ce în ce mai interesantă. Bineînțeles că nu e nicio problemă, o să ne descurcăm noi și cu astea. La cât de talentați suntem, ne descurcăm și găsim soluții la absolut orice. Care ar fi soluțiile? Una dintre soluții este ceea ce încearcă să facă la ora actuală Marea Britanie, și anume ieșirea din Uniune. Ce înseamnă asta? Timp de 40-50 de ani, conceptul dominant la nivel mondial a fost globalizarea. Să importăm un mod de viață valabil peste tot, să fim toți la fel, să ne integrăm într-un mare sat planetar. Se pare că acum urmează un recul, un reviriment al forțelor de sorginte națională și naționalistă. Ok, nu mai facem parte dintr-un multistat, din Statele Unite ale Europei, sau cum s-or fi numind ele, Uniunea Europeană. Vrem să ne detașăm, vrem să continuăm singuri. Și aici apare conflictul între conceptul de globalizare și conceptul de stat național sau chiar mai mult decât atât. Toți cei care vor încerca pe cont propriu vor constata că dificultățile sunt mari. Și membru într-o uniune statală nu e ușor. Dar în momentul în care omul se individualizează, e firesc să existe această contrabalansare. Este ca un fel de pendul. S-a mers foarte departe cu globalizarea, cu impunerea de reguli valabile peste tot, încât cineva, la polul opus, trebuia să zică, dar noi nu vrem. Și se găsesc destui care să militeze pentru aceasta. Pentru spiritul național, care e cel mai național și cel mai cel. Nici asta nu e o soluție. Pentru că, la ora actuală, nevoia stringentă a omului nu este de a trăi într-un popor-națiune de sine stătătoare, nici într-un multistat, o confederație de state, indiferent de care ar fi ele. Ci nevoile omului cer să-și trăiască omul viața în niște condiții sociale, într-un stat mic sau uriaș, confederație sau prea puțin contează, un stat care să-i lase libere opțiunile de dezvoltare și de manifestare proprii. Un stat care să-i permită să-și construiască o viață, să-i permită opțiuni multiple, iar asta presupune extrem de multe lucruri. La ora actuală, nici varianta de stat național, nici varianta de stat multinațional nu oferă așa ceva. Nu-i respectă omului opțiunea de a decide el. Iar toate tendințele de reformă și celelalte elemente care se produc începând din octombrie 2008, de când omenirea se află în criză. Criza inițială a fost economică, financiară. La ora actuală este o criză de organizare statală, este o criză de sistem politic, este o criză de naționalism versus globalizare. S-a trecut la altă etapă, o etapă în care sentimentul național joacă un rol extrem de important. Iar la capitolul sentiment național, oare cum stau românii cu patriotismul? Diferența între a fi patriot și a fi naționalist? Naționalismul este o exagerare. Patriotismul e corect, justificat și foarte bun. E normal să-mi iubesc țara în care m-am născut. E firesc. Dar să susțin că aceea e cea mai și cea mai și că merită privilegii, aici deja avem o problemă. E o exagerare. Suntem atât de buni pe cât demonstrăm că suntem.
Faptele noastre sunt cele care ne definesc. Declarațiile noastre, da, suntem de luat în seamă atâta timp cât sunt susținute de fapte, de acțiuni, de elemente concrete. Dacă doar declarăm, atunci problemele sunt mari. Iar ca să definim și mai clar ceea ce ni se întâmplă la ora actuală, vă povesteam de începutul din vara lui 2015, când Saturn intra în zodia săgetătorului, o zodie în care va rămâne până în decembrie 2017. Deci și 2017 tot cu lucruri de genul acesta ne va aduce. Ce urmărește Saturn în săgetător? Schimbarea concepțiilor, inclusiv despre națiune, popor, integrare în organisme multistatale. Într-un fel urmărește să dea la o parte ideea de stat, pentru că statul este cel care nu mai reușește să-i rezolve nevoile omului. Și vorbesc aici de fiecare dintre noi, ca om. Statul reușește să facă mult prea puțin și nici nu dorește să facă mai mult pentru fiecare om în parte. În schimb, statul ne lasă loc, ceea ce este un mare avantaj, credeți-mă, este o mare fericire chiar să trăiești într-un stat care are atât de puține reguli care și din acelea câte sunt puține se și respectă, în care chiar poți să faci enorm de multe lucruri. Suntem un stat în care chiar ai loc să trăiești. Și nu mă refer la posibilitatea de a face prostii, ci la posibilitatea de a construi, de a face ceva tu pentru tine, pentru ai tăi. Iar aici stăm bine, chiar foarte bine. În rest, teama de ceva ce am putea păți, credeți-mă că a păți este atât de banal și de firesc. Se întâmplă atât de multe accidente încât nici nu mai trebuie să vină teroristul să ne arunce în aer. Reușim și singuri. Iar toate accidentele, repet, toate accidentele sunt atenționări că în viața noastră am neglijat ceva, am uitat ceva, n-am făcut ceva cum trebuie. Iar acel ceva trebuie previzuit. Ce se va întâmpla în continuare în 2016, atât cât mai este și în următorul an, 2017? Aceeași confruntare cu concepțiile învechite. Trăim momentul de schimbare pe care l-am întâlnit în perioada 88-90, în care lumea ieșea din, cel puțin mă refer la blocul est-european, lumea ieșea din conceptul socialism, comunism și se ducea spre capitalismul proaspăt apărut. Bineînțeles, o fază de capitalism sălbatic în care totul s-a bulversat, valorile erau și încă sunt vraiște, între timp s-au mai sedimentat lucrurile. Acum se produce iarăși o asemenea bulversare. Și este vorba de data aceasta nu de prăbușirea unui sistem, ci de prăbușirea noțiunii de stat, ceea ce este mult mai grav. Foarte mulți oameni încep să își pună întrebarea, dar la ce sunt bune instituțiile statului? Ce nevoie am de stat? Iar în momentul în care pui în termeni ăștia problema și contești forma de organizare socială în care trăim cu toții, atunci e clar că sistemul de organizare socială, statul, are o foarte mare problemă. Și în conjunctura asta, statul nu are decât două opțiuni. Ori se reformează drastic, radical, rapid, dar pentru asta ne lipsește un Vlad Țepeș și nu-l vom avea, nu vă iluzionați, nici măcar cu mari sacrificii nu-l vom avea. Sau cealaltă variantă este ceea ce se produce la ora actuală dincolo de marurile Bosforului. Statul, când se simte amenințat, reacționează dur pentru apărarea intereselor statului. Și așa se ajunge la dictatură.
Astea sunt cele două variante. La noi varianta cu reforma de 25-30 de ani se tot reformează. Și iar varianta cu dictatura a mai trecut prin asta. Românii se adaptează la orice. Suntem un popor talentat. Mult prea talentat. Poate de aici și lipsa de chef de muncă. Noi știm să ne descurcăm. Automat nu mai e nevoie să și muncim. Sau cel puțin nu mereu, la cât de talentat suntem. Concepție păguboasă. E bine să știi că ești talentat, dar demonstrează. Fructifică. Nu neapărat să faci performanță, dar fă atât cât să-ți fie ție bine. Ceea ce, la ora actuală, puțin fac. Iar nu teama de atentate e cel mai grav lucru cu care ne confruntăm, ci concepția potrivit căreia nouă ni se rezolvă problemele dacă noi stăm cu minți și o să vină cineva din exterior, nu știu, statul, un reprezentant, o instituție, să ne rezolve problemele. Nu vine nimeni. Nu vine nici teroristul să ne anunce în aer, nu vine nici vreo instituție să ne rezolve problemele, rămânem noi singuri cu viața noastră. Și atunci, dacă unii vor să-i arunce pe alții în aer, nu-i frumos să le fie rușine? Da, nu-i problema mea. Dacă statul vrea să mă ajute, n-aș crede. Dacă statul vrea să mă fugărească, e liber să încerce. Dar eu cu viața mea hotărăsc ce fac eu, nu alții. Și slavă Domnului, în România chiar poți să hotărăști ce faci tu cu viața ta. Iar pentru că foarte mulți oameni doresc să învețe, să afle, și pentru că aș dori să încerc să-i ajut, voi încerca începând din septembrie să susțin un ciclu de conferințe în care să mai încercăm să mai lămurim câte ceva din ceea ce înseamnă misterele vieții, cum să faci să-ți fie bine și alte lucruri de genul acesta. Deci războiul spiritual-economic continuă. Stați deoparte, nu vă băgați, e războiul lor. Alexandru Nicolici vă urează toate cele bune și ne vedem peste o săptămână.